Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, consideră că alegătorii din Bucovina vor fi mult mai atenți la alegeri. Vor fi atenți pe cine votează și nu vor vota pe cei care odată la 4 ani își lefuiesc frumos discursurile, ci pe cei care au proiecte viabile pentru comunitatea locală. Într-o postare pe pagina sa de socializare, deputatul sucevean atrage atenția că dacă PSD nu și-ar fi bătut joc mai bine de 2 ani de acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană, acum am fi avut deja proiecte în derulare pe toate componentele, nu doar pe lansări de apeluri. Acum însă, din cauza incompetenței guvernului PSD, trebuie să ne adaptăm și să recuperăm timpul pierdut și să nu ratăm nici măcar o zi disponibilă pentru accesarea acestor fonduri, susține parlamentarul liberal. Deputatul Balan arată că marea sa temere este legată de faptul că primarii în funcție, care ar trebui deja să dispună specialiștilor să elaboreze proiectele, vor fi mai preocupați de alegerile locale din iunie decât de adevăratele priorități ale regiunii în care trăim. Liderul liberal le sugerează celor care se vor prezenta în fața cetățenilor și le vor cere încrederea la alegerile din iunie să elaboreze cât mai repede proiectele pentru Bucovina și să le prezinte cetățenilor. Cu siguranță, alegătorul bucovinean va da votul său doar acelora care vor demonstra că au proiecte viabile pentru comunitatea locală, nu acelora care își șlefuiesc frumos discursurile doar odată la 4 ani, a conchis deputatul Ioan Balan.